Un alt copil de 9 ani din Combrat a ajuns în stare gravă la Institutul Mamei și Copilului din Capitală după ce a fost mușcat de un maidanez în regiunea antebrațului și de față, în timp ce se juca în curtea blocului. Potrivit martorilor, totul s-ar fi întâmplat aseară. O vecină a văzut cum băiețelul a fost atacat de un câine fără stăpân și a alertat poliția. Oamenii legii au fost nevoiți să folosească armele din dotare pentru a împușca animalul agresiv. Pentru că rănile provocate de mușcături au fost grave, medicii din raion au decis să-l transporte de urgență la Chișinău, unde timp de 4 ore a fost supus unei intervenții chirurgicale complicate. Aproximativ la orele 22 s-au adresat cu traumatism facial în urma mușcăturii de câine. Deci echipa de chirurgi, anesteziologi, a acordat de plin volum, s-a efectuat copilului prelucrare chirurgicală primară a plăgii cu plastie defectului. Starea la moment a copilului este grav medie, pe parcurs la 7-10 zile va urma tratament în secție. Câinele care a agresat copilul a fost ucis, iar creierul acestuia va fi supus unei expertize la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară din Chișinău pentru a se stabili dacă a fost turbat sau nu. Potrivit medicilor de la Centrul Național de Sănătate Publică, anual peste 5.000 de persoane se adresează după ajutor medical din cauza că au fost atacate de câini, iar la circa 200 de persoane a fost confirmată infectarea cu rabie.